Apia Mehedinți informează potențialii beneficiari că până pe data de 23 martie 2023 inclusiv se primesc cereri de solicitare pentru ajutorul de stat destinat susținerii activității crescătorilor de bovine în contextul crizei provocate de războiul din Ucraina. Până la data de 23 martie 2023 inclusiv, centrele APIA primesc cereri de solicitare pentru schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în anul 2022 în contextul crizei provocate de războiul din Ucraina. Beneficiarii sunt crescătorii de animale care au în posesie permanentă bovină înscrisă în baza națională de date în calitate de proprietar de animale sau proprietar de exploatație. Beneficiarii acestei forme de sprijin sunt fermierii ce dețin bovină ca și proprietari de exploatație sau proprietari de animale și care se adresează APIA cu o cerere de plată însoțită de o serie de documente pe care le regăsesc pe site-ul APIA. Documentele depuse sau transmise vor trebui să poarte sintagma conform cu originalul, vor trebui să fie semnate și datate de către beneficiari. Suma pe care aceștia o vor încasa va fi de 73 de euro pe cap de vacă adultă, plata făcându-se până data de 31 decembrie 2023. Valoarea totală a schemei de ajutor de stat este de aproape 218 milioane de lei, echivalentul sumei de 44 de milioane de euro și se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2023. Cuantumul ajutorului de stat este de 73 de euro pe cap de vacă adultă.